Vladimir Voronin. După părerea mea, domnul Voronin se îmbracă adecvat poziției pe care o are, nici exagerat de modern, nici exagerat de demodat, se îmbracă la zi. Dar mie mi-ar place să îmbraci un pic mai cu costume, să zic eu, de marcă, cu cravate mai bine asortate, cu cămăși de marcă, care arată bine. Kirill Lucinski. Domnul Lucinski se îmbracă frumos. Eu cred că dânsul, domnia sa are pe cineva care îl consiliază în materie de costum, de ținută, și eu nu l-am văzut, nu pot să mă pronunț despre domnul Kirill Lucinski, deoarece nu l-am văzut așa, față în față, să zic. Dar din câte am văzut, din toate aparițiile televizate pe care le-am văzut, dânsul arată bine, deoarece are o siluetă de invidiat. Este înalt, este suplu și tot ce își pune vine bine. Dorin Chertoac, la fel, are o siluetă de zile mari sau are o formă de zile mari. Este înalt, este suplu, arată bine în costume, dar după părerea mea, Dorin nu-și cumpără, nu-și procură costume din astea de marcă. Dacă și-ar pune un costum de marcă, să zic, Lanvin sau Armani, ar arăta splendid. Nu-mi place culoarea cămășilor pe care și le alege. Ar trebui să poarte cămăși mai moderne. Atunci când nu poartă sacou, ar trebui să poartă cămăși mai, nu din astea care se poartă la sacou, la costum, ar trebui să poartă cămăși mai moderne, din care acum se găsesc cât lumea, și nu-și alege prea bine cravatele. Domnul Dodon, în poza pe care eu o văd acum, poartă un costum gri, o cămașă gri, bine asortată la costum, și îi vine foarte bine culoarea gri deschis, dar mi-a plăcut că dânsul este unul din puținii politicieni de la noi care poartă costume de o nuanță mai ieșite așa din comun, nuanțe de vară, și îmi place foarte mult. Dar după părerea mea, dânsul nu-și alege prea bine măsura costumului, așa cred eu. Ar trebui să mai revadă lucrul ăsta. Oleg Efrim. Încep cu faptul că mie îmi place foarte mult de domnul Efrim și cred că în câțiva ani o să avem un politician așa de talie internațională. Cum se îmbracă, eu cunosc mai puțin, dar ținând cont de faptul că el este slăbuț, nu are probleme cu silueta, orice costum îi vine bine. Și în pozele în care îl văd eu acum, arată splendid. Vlad Filat. Sunt 3-4 politicieni în Moldova care se îmbracă așa cum mi-ar place mie. Unul dintre care este Vlad Filat. Vlad Filat poartă numai costume de marcă, știe să-și aleagă măsura perfectă, știe să-și aleagă mărcile care îi se potrivesc, și eu cred că are gustul ăsta născut
pentru așa lege, așa sorta o cămașă la un costum și o cravată la o cămașă. Perfect. Poartă pantofi perfecți, ceasuri respective, centuri potrivite. Cred că este, totul este ok. Mihai Ghimpu este unul dintre politicienii pe care eu îi respect foarte mult, dar din păcate la capitolul ținute o dăm în bară foarte des și cred că Mihai Ghimpu este unul din, am vrut să zic, din puținii politicieni, dar mai bine aș zice din majoritatea politicienilor care se îmbracă prost și poartă costume, să zic, cum le zic eu, costume șifonate și pantofi nepotriviți, cămăși care nu se potrivesc la ținuta respectivă, cravate care, practic, eu cred că ei nici nu-și asortează cravata la cămașă sau la costum. Deci, practic, se îmbracă așa cum numeresc. Și eu cred că cei despre care am vorbit acum trebuie să-și ia neapărat un stilist. Valeriu Guma este unul din chiar cei câțiva numărați pe degete care se îmbracă perfect. Deci Vlad Filat, Valeriu Guma fac parte din categoria celor care se îmbracă impecabil. Impecabil. Costume alese perfect, cravate asortate, centuri, pantofi din cap până în picioare arată splendid. Fără comentarii. Valeriu Lazar, din păcate eu nu pot spun prea multe despre ținutele lui, deoarece nu l-am văzut așa față în față, dar după pozele pe care mi le-a prezentat, îmi pare că nu, Valeriu nu acordă prea mult atenție ținutelor. Da, poartă cravată, costum, este, să zic așa, îmbrăcat la costum, dar după părerea mea, sau nu arată îmbrăcat scump, așa, ca din marcă. Domnul Lupu, deși are o siluetă frumoasă, se îmbracă, după cât știu eu, din cele ce cunosc eu, am citit un interviu în care el spunea că își cumpără costume de la Ionel și pantofi la fel, de producție locală, dar eu cred că i-aș sugera să-și procure niște costume de marcă care arăta mult mai bine. Mihai Godea, despre Mihai Godea la fel nu cunosc prea multe, din cele ce am văzut eu, din ceea ce purta el la interviuri, la televiziune, cred că se îmbracă absolut ordinar, ca un politician care nu acordă prea mare atenție felului în care arată. Deci, la fel, nu cred că poartă costume din astea care i-ar da cum să zic, iar adăuga un pic de simpatie, deoarece omul este întâlnit după felul cum se îmbracă. Anatol Șalaru, domnul Șalaru poartă la fel, cred că, costume de producție locală, ceea ce e foarte bine dintr-un punct de vedere, susține moda moldovenească, industria modei din Moldova, dar, după părerea mea, are nevoie la fel de un stilist. Și eu le-aș sugera multor politicieni să țină cont de felul cum arată ca siluetă. Asta denotă niște lucruri. Iurii Leancă. Eu mă bucur foarte mult că avem un ministru care are o siluetă perfectă, se îmbracă perfect și este o apariție, cum să zic eu, o apariție
așa la patru aci de fiecare dată. E perfect îmbrăcat, vorbește perfect, toată stima și respect pentru domnul Leac. Dacă ar fi să fac un top 3, cei mai bine îmbrăcați sunt Vlad Filat, Valeriu Guma și Iurie Leac. Dacă ar fi să fac un top 3 al celor mai prost îmbrăcați sau fără gust îmbrăcați, ar fi Anatol Șalaru, Mihai Ghimpu și probabil Mihai Gode. Sunt mai mulți aici. Nu pot să fac un top 3. Fac un top 100. Restul.